pleacă. Suntem undeva la 2000 de metri, un lac. De Derborence. Nu este departe de noi, la vreo 30 de kilometri. Drumul a fost fantastic. Cum se cântă în maneaua aia? Da, lasă, strică în filmare. Nu există căpușe la latitudinea asta, băi. Intrăm la 2000 de metri. Mergem de la lac de Derborence. Cu cel mai mișto drum. Ever, easy. Se mi se tremurat. Păi e la de un camion, Dan. Să nu treacă unul pe lângă altul. S-a puțin deschis la tine? Da. Ia uite. Domnii. Mai ce perfect, mă, e latul. Domnii care... Păi aici au coborât. Să nu-mi zici că i-au urcat pe jos pe aici. Da. Domnii după care eram noi. Aici, în jos, oricum. Și mai era un drum și în stânga.
sigur pe aici. Oh, vine ceva, vine ceva. Frână, frână. Dă cu spatele. Nu, dă-i jos. N-am nevoie. Ce chestie? O vorbea la telefon. Deci că-i filmele lui Hitchcock. Da. Stația de autobuz e incredibil. N-ai filmat stația de autobuz. Da, da, jos e Sion, și da. Și autostrada se vede mai încă. Numai viță de vie din. Lucrurile pe care, pe lângă care am trecut noi, foarte cochete și elegante. Și aveau magazine. Ce am văzut noi? Lidl? Să știi că era și unde asta, dar noi stăm vis-a-vis, sus. Da, vis-a-vis stăm noi. Dar v-am zis, sunt și struguri roșii și albi.
înainte. Tu l-ai filmat? Vezi cum e ca în palmă. Și lată mare. Da. Uite înghețarul. Ce vezi? Da. Uite în mijloc, acolo e casca de aia. Hotelul n-am prins. Foarte bine. Hotelul la ce vechi cred că trebuie să fie. Și cascada aia cred că de la ghețarul. Să fii sigur, nu? Și cascada. Fii atent elicopterul. Stăm aici, oricum. Mai facem o mică pauză, nu? Bă, dar e cald.
zice la asta aici? Furka Pass. A, Furka Pass, dar la Ghețar n-avem idee. Și noi, că am urcat până aici. Tot mai urcă ăștia cu bicicletele. Și voi ziceți că pe aici vin cu camioanele? Dacă spun că am văzut. Dar de fapt am văzut stație de autobuz.